Dziękuję. Pani numer przedsięwzięcia tego numeru forum. Vreau să vă informez că la ședința extraordinară a noastră de astăzi suntem prezenți 24 de consilieri județeni. Nu au putut veni prețul Marieta, Isacov, Mirela, Gicu, Mogan, Costel, cel puțin de cei 12 pentru o casă la Isacov. Teamă la Vrențiu, Topologul, Tine și Clara la Bavadan, Vârbulescu la Casici, adică sunt, sunt motive clare că nu s-a putut veni datorită Vrențiu. Dar, având forum și ținând cont de faptul că pe ordinea de zi sunt proiecte destul de importante, cel puțin cele care trebuie să încărcate PSA, încărcate electronică, mai scris, trebuia să o ținem în, chiar și în acest format. Avem, până la urmă, majoritate, avem forum și putem să continuăm ședința noastră de astăzi. Am să dau și direct proiectul ordin de zi, ordinea de zi de astăzi. Avem, fără diverse, pe ordinea de zi avem 11 puncte, în afara ordinii de zi încă 2 puncte și diverse de înțeles. Dau citire ordinii de zi. La poziția numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de realizare a lucrărilor de investiții și a indicatorilor tehnico-economice a proiectului obiectivului de investiții, servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități și crearea centrului de zi spontan cu 3 locuințe protejate. La poziția numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, servicii sociale integrate, prin dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități și crearea centrului de zi Babadan cu 3 locuințe protejate. Punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, servicii sociale integrate, prin deinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități și crearea centrului de zi Babadan cu 3 locuințe protejate. Poziția numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economice aferent obiectivului de investiții, creșterea eficienței energetice a centrului de îngrijire și asistență socială din orașul Babadan, județul Tulcea, strada Ierarhiei, numărul 47, județul Tulcea. Poziția numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, creșterea eficienței energetice a complexului de servicii sociale cu funcțiuni multiple, Dumbrava, din orașul Babadan, județul Tulcea, strada Ierarhiei, numărul 49, județul Tulcea. La poziția numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții, creșterea eficienței energetice a centrului de servicii sociale pentru copilul aflat în dificultate, din comuna Mahmudia, județul Tulcea, strada Dunăre, numărul 50, județul Tulcea. Poziția numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, creșterea eficienței energetice a comunului pentru persoane vârstnice sunt un hectare de municipiul Tulcea, județul Tulcea, strada Vicea Vădă, numărul 57, județul Tulcea. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, eficientizare energetică a clădirii spital bol contagioase Tulcea. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, eficientizare energetică a clădirii spital TBC Tulcea. Poziția numărul 10.
proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului eficientizare energetică a clădirii Spital Boli Contagioase Tulcea. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului eficientizare energetică a clădirii Spital Tulcea Tulcea. În afara ordinii de stimați colegi, la poziția numărul 12, proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al anilor precedenți pentru acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare înregistrat la sfârșitul anului 2017, poziția numărul 13, proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării fondului constituit la dispoziția Consiliului Județean Tulcea din cota de 17,25% din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri comunale și județene pe unități administrative teritoriale pe anul 2018, precum și pentru estimarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale la sume reprezentând 20% din cota de 18,5% din sumele defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri comunale și județene pe unități administrative teritoriale pe anul 2019-2021 la diverse. Sunt probleme legate de, să zicem, sub punctul numărul 1, o plângere prealabilă, urmată de către SC Delta Sireasa S.A., înregistrată la Consiliul Județean Tulcea și notificarea formată de către SC Delta Sireasa S.A., înregistrată la Consiliul Județean Tulcea sub numărul pe care cred că l-aveți și dumneavoastră la mapă. Stimați colegi, da. Supun votului dumneavoastră ordinea de zi care i-am dat citire. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă, nu este cazul. Mulțumesc. Luăm în discuție primul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiții și a indicatorilor tehnico-economice aferenți obiectivului de investiții, servicii sociale integrate prin funcționalizarea persoanelor adulte cu disabilități și crearea centrului de zi modern cu 3 locuințe protejate. Comentarii? Avizare de Comisia Economică, de Comisia pentru Lucrări Publice și de Comisia Juridică. Nu, de Comisia de Învățământ, Sănătate și Social. Dacă sunt discuții la acest punct, dacă nu sunt supunut, aș vrea primul proiect de pe... O singură remarcă. Vă rog. Dacă de acord cu, și de principiu cu aceste locuințe sociale, poate chiar era nevoie să fie făcute mai de mult, o singură atenționare din tehnică, pur tehnică, ceea ce primește construcția acestor locuințe. Calculând, deci se construiește o suprafață de 434 de metri pătrați cu un preț de peste 700.000 de euro. Se ajunge la un cost de 1.650 de euro pe metru pătrat. Am vrut să scot asta în evidență pentru colegi. Da, nu aș vrea să lăsăm lucrurile. Totuși trebuie să obținem un răspuns. Vă rog, domnul Marinov, răspundeți la întrebarea. Vă rog, întrebarea este domnul consilier. În ceea ce privește construcțiile noi, prețul pe metru pătrat este limitat prin ghid la 350 de euro metru pătrat. Revenind la construcția propriu-zisă. Alte lucrări de amenajarea terenului, de organizare, mă rog, exterioară. Nu mă pricep, nu sunt inginer, dar vă pot spune că pe metru pătrat construcția propriu-zisă costă 350 de euro. Restul, mă refer la reabilitarea clădirii deja existente, și anume centrul de zi, pentru acesta prețurile, înțeleg că sunt puțin mai ridicate, dar nu atât de mari. Nu știu de unde a rezultat suma pe care o discutați, dar din punct de vedere tehnic putem vorbi cu proiectantul și putem lămuri această chestiune.
Repet, prin directorul solicitantului, prețurile sunt limitate. Da, vorbim de valoarea totală a proiectului. Deci nu numai construire, ci și dotare, tot ce proiectare și ce mai departe. Ați trebuit la urmă, da? Vă rog, domnul Vasile. Da. Mulțumesc, domnul director. Supun votul dumneavoastră primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu este cazul. Mulțumesc. Mergem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții servicii sociale integrate prin deinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități și crearea centrului de zi Babadar cu 3 locuințe protejate. Avizare de Comisia Economică, de Comisia de Funcție și de Comisia de Sănătate Socială. Comentarii? Nu sunt. Supun votul dumneavoastră și acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Mergem mai departe. Poziția numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, servicii sociale integrate privind dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități și crearea centrului de zi Mahmudia cu 3 locuințe protejate. Avizate cele 3 comisii. Supun votul dumneavoastră și acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Poziția numărul 4 de pe ordine. Vă rog, domnul secretar. Poziția numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferent obiectivului de investiții, creșterea eficienței energetice a centrului de îngrijire și asistență socială în orașul Babadar, județul Tulcea, stat la Herăteanu, 7 Babadar. Celelalte centre înscrise în
lista menționată de dumneavoastră, nu au beneficiat de reparații capitale după anul 1995. Pe lista aceasta mai figuram la 5-lea centru, centru Sulina, care a aplicat în schimb, datorită anului său de construcție, 2003, prin DIT, nu puteam efectua astfel de lucrări, decât la construcții existente în nivelul anului 1990. Sulina rămâne astfel singura construcție dintre toate cele care le deținem, singura construcție nemodernizată și neeficientizată energetic. Acum, întrebarea cea mai... problema podurilor. Da, într-adevăr, noi nu am descris acolo, nu am trecut în detaliu ce reprezintă fiecare acel pod, pentru că însemna să lungim foarte mult textul raportului. Da, puteți urmări lor câteva elemente din interior să... Sunt date tehnice din cadrul proiectului, într-adevăr. Noi veniserăm pregătiți la comisii cu aceste detalii. Am zis că în cazul în care vor fi întrebări să putem interveni. În tot cazul, lucrul acesta se poate repara și cu multă ușurință. Deci, dați-ne soluția, poate în ședința asta veniți cu între timp, țin cont de distanța care ne separă. Da. Poate puteți veni cu... Deci întreg daliu este atașat proiectului. Daliu integral. Acum, Dumbrava, câte miliarde vă avem în Dumbrava? Din 2009, din 2000 terminat cu 2009. A avut reparație capitală. A fost o reparație capitală. Da. Nu țin aminte, nu m-a aflat la conducerea instituției. Deci aici, domnul Consiliu Chichir, aș vrea să fac o remarcă. Chiar dacă sunt bani europeni, sunt bani publici, probabil că o estimare dată de un SF-ul, că sunt aveți, să vorbesc nivelul de SF-ul, este o valoare, iar licitația este cea care joacă rolul final. Dar vă spuneți care, dar întrebarea a fost care, cam care e suma estimată de SF-ul pentru Dumbrava Oare? Sunt 7 proiecte, domnul președinte, nu le știu pe toate. Nu, da. Nu avem, sunt 7 proiecte. Nu pe cea cu trecoare reparații capitală la o clădire, se justifică asemenea suma? Vă dați seama că noi nu avem niciun cuvânt de spus în stabilirea acestor costuri și noi doar lucrările le putem discuta cu proiectantul, proiectantul stabilește ce anume este de făcut și cât... Detaliul privind normele, lucrările care trebuie să fie executate pentru a stabili, a ridica, aduce clădirea la un standard impus de reglementările date de comisie și de legislația românească, sunt unele pe care proiectantul are obligația să le introducă în proiect. Centrul de Dumbrava Voadar este un centru care arată bine până la un anumit moment. Aici discutăm de o modernizare și de o mărire a confortului celor care sunt acolo și sunt persoane cu dizabilități. Probabil că sunt și nu, chiar nu știu conținutul proiectului. Dar cred că sunt lucrări sau investiții care lipseau ceea ce se cerea pentru un anumit standard pentru această investiție. Nu e apărare nimănui, că nu știm structura proiectului, dar doresc. Dacă îmi permiteți, deși s-a realizat o reparație capitală la nivelul acelui an, nu a fost făcută nicio lucrare de eficiență energetică. Termoizolarea clădirii o facem acum. De aceea a fost introdusă în acest an. Sunt investițiile pe fonduri europene, nu știu exact de cât, că sunt făcerea pe eficiență energetică. Da. Nu știu care. 3-1. Acum, dacă avem oportunitatea ca aceste lucruri să le facem și vreau să vă aduc la conștiință că, din câte știu eu, pe eficiență energetică,
reușim să acoperim pe fonduri europene sumele care sunt alocate. Nu trebuie să, din punctul meu de vedere, nu trebuie să fim îngrijorați atât cât se modernizează o clădire, mai ales că este pe componenta eficienței energetică și această clădire chiar, sau clădirile acestea, nu știu dacă are vreuna, nu aveau acest lucru. Este oportunitatea ca tot ceea ce înseamnă pe rezidențial și nerezidențial, pe lui publice și în blocuri de locuințe, să facem acest lucru. Să nu uităm că, dacă tot încercăm să ducem discuția într-un sens bun, nu spun că într-un sens rău, avem mari probleme la nivelul atelierelor, oricare ar fi ele, nu vreau să mă organizez aici, pe clădiri rezidențiale, asta însemnând apartamente, blocuri, unde nu putem să facem absorpția la nivelul sumei alocate. Deci este o întreagă problematică și ți-ar consiliu de seama că este subiect. Vă rog. Domnul președinte, gândiți-vă că sunt îngrijorat, pentru că tot așa am început și noi eu. Și acolo o corecție, după părerea mea, consistentă, după ce am terminat așa lucrat. Asta e motivul. De ce bani am făcut acea reparație capitală și să nu apară o corecție peste câțiva ani? Sub nicio formă, în primul rând, nu este vorba de o lucrare de reparație capitală, este... Nu, domnule, întrebarea este una simplă. A fost făcută pe fonduri europene sau pe bugetul statului român reparația capitală? Asta e întrebarea. Și dacă a depășit termenul de 5 ani de zile... A depășit, sigur, da. Da, să prezinte întrebarea aia care urmă, cred că asta v-ați referit, domnule. Dar la acea vreme nu a fost făcută și eficiența energetică. Și dacă, au trecut cei 5 ani de zile... Deci, dacă eu am înlocuit întâmplăria de PVC în 2009, în devizul acesta mi apare din nou întâmplărie PVC, trebuie să verifice proiectantul, adică să nu ne suprapunem. Trebuie să fiți foarte atenți. Acolo aveți mai probleme cu întâmplăria PVC existentă, întâmplărie PVC și întâmplărie din aluminiu. Cu clădirea aceea, cred că este singura la care avem cele mai mari probleme cu privire la încălzirea... E singura care are o reparație capitală. Vorbim de eficiența energetică. În ce an, domnul Valeriu, a fost vorbim de eficiența energetică. Avem pe două arii care clădirii, clădirea este într-o formă de H, pe două dintre aceste arii, avem mari probleme cu încălzire. Și de multă vreme tot încercăm să facem ceva în sensul acesta, nu am reușit până în prezent. În sfârșit, acum, cu aceste patru clădiri, terminăm cu tot ce înseamnă eficiența energetică la nivel de direcție. Rămâne clădirea sau sediul administrativ. Este pentru prima dată, domnul Marilor, când ați avut o prestație extraordinară și domnul Hichi este încântat de ceea ce a spus. Am auzit așa cum. De singura clădire pe care am trebuit da? Aruncați... Mă provocați așa, eu vreau să mă păzlez. În 2009 s-a făcut. N-avem o da. Supun votului dumneavoastră, stimați colegi, proiectul de la poziția numărul 4. Cine este pentru? Mulțumesc. Poziția numărul 5, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de creștere eficienței energetice a complexului de servicii sociale cu funcțiuni multiple, cum Brava, din orașul Babadar, județul Tulcea, Sfânta Hierarhia, numărul 49, județul Tulcea. Vă rog, e corect? E corect? Nu, e corect. Așa s-a întâmplat, dar e corect. Da. Avizat proiectul de către comisie de sesizare. Vă supun votul dumneavoastră și acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva, abținere? Proiectul de la poziția numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor de impact economice aferente obiectivului de investiții creșterea eficienței energetice
a Centrului de Servicii Sociale pentru Copilul aflat în dificultate din Comuna Mahmudia, județul Tulcea, strada Primării numărul 50, județul Tulcea. Avizat de cele trei comisii sesizate. Supun, dacă sunt discuții, dacă nu sunt, supun votul dumneavoastră și acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Abține, împotrivă. Aprobat 21. Cu seamănul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnicului economici pentru obiectivul de investiții, creșterea eficienței energetice a terminului pentru persoane vârstnice, Sfântul Nectarie din municipiul Tulcea, județul Tulcea, strada Lucea Bode, numărul 57C, județul Tulcea. Sunt comentarii? Nu sunt. Supun votul dumneavoastră, stimați colegi, și acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu este cazul. Poziția numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții, eficientizare energetică a clădirii Spital Bol Contagioase Tulcea. Comentarii la acest punct nu sunt. Supun votul dumneavoastră și acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu este cazul. Proiectul la poziția numărul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, eficientizare energetică a clădirii Spital TVC Tulcea. Dacă sunt puncte de vedere, dacă nu sunt, supun votul dumneavoastră și acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Abține, împotrivă, nu este cazul. Mulțumesc. La ordinea de zi, la poziția numărul 10, proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului eficientizarea energetică a clădirii Spital Bol Contagioase Tulcea. Nu sunt comentarii, supun votul dumneavoastră și acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Abține, împotrivă. Nu este cazul. La poziția numărul 11, proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului eficientizare energetică a clădirii Spital TVC Tulcea. Avizat de cele patru comisii. Dacă sunt, nu sunt. Supun votul dumneavoastră și acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? În afara ordinii de zi, la poziția numărul 12, proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al anilor precedenți pentru acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare înregistrat la sfârșitul anului 2017. Dacă sunt comentarii? Dacă nu, votul dumneavoastră și pentru acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu este cazul. La poziția numărul 13, proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării fondului constituit la dispoziția Consiliului Județean din cota de 17,20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri comunale și județene pe unități administrativ-teritoriale pe anul 2018, precum și pentru estimarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumei reprezentând 20% din cota de 18,5% din sumele defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri comunale și județene pe unități administrativ-teritoriale pe anul 2019-2021. Comisia de buget.
consilieri? Abțineri? Împotrivă. 14 pentru. 10 împotrivă. Proiectul nu a fost adoptat. Trecem mai departe la proiectul numărul 14 diverse. Vă rog, domnul secretar, faceți o prezentare la diverse la cele două. Sunt cele două ședințe ale Comitetului Ședinței de Comisia Comitetului și documente, privirea prealabilă și notificare formulată de adolescența Sireasa, care v-au fost transmise fiecărui consilier, adresate fiecărui consilier în parte. Le aveți și la mapa ședința astăzi, dacă sunt discuții. Spre ședință. Dacă mai sunt alte comentarii la punctul diverse, vă rog domnul. Știu că sunteți în pregătirea bugetului pe 2018. Aș dori să fac o mențiune, dacă este posibil ca echipa de handbal fete a clubului școlar să fie prinsă pentru o poziție specială. Știm că finanțările astea se fac pe 350, dar trebuie să găsim o formulă ca banii pe care îi dăm la clubul de fotbal, să-i putem da acestei echipe. Dacă legislația ne permite, dacă se poate transforma din club, pentru că știm, am văzut rezultatele acestei echipe și poate reuși să ne ajutăm. Da, domnul, vă răspund imediat la... Chiar am discutat de cele două ramuri sportive, să le spun, handbal și volei, care au un nivel de performanță, dar analizăm oportunitatea, nu oportunitatea, că e propriu spus, posibilitatea finanțării acestor două ramuri sportive din zona de tinere. Am toată încrederea că acest lucru se va întâmpla, mai ales că și-au dorit-o mulți cetățeni, ne-am dorit-o și noi, consilieri, vă doresc și eu. Sperăm, sperăm. Mai mult ca sigur vom găsi o soluție ca să fim parte în susținerea acestor două ramuri sportive care dau o performanță și nu numai. Mai sunt și alte ramuri care încercăm să găsim pe un buget foarte sărac și chiar o să luăm în discuție la un moment dat. Poate o să veniți, participați câțiva consilieri la o discuție pentru că nu este o este un buget, este cel mai, trebuie spus, cel mai slab buget al Consiliului Județean, cel puțin așa a spus doamna directoră aici de față, de când lucrează în Consiliul Județean. Asta este situația, o să încercăm să, vreau să citesc dintr-un clasic în viață, se numește Consilierul Chichi, o să împărțim sărăcia. Vă citesc, vă dați seama. Sunt la mascara de clasifica, să știți. Dacă mai sunt, vă rog, da, toți care vreți să vă rog, vă rog, nu, nici vă rog, vă rog. Doamne președinte, în legătură cu proiectul de hotărâre numărul 13, unde noi am votat împotrivă, aș vrea să explic în jumătate de minut, să spun așa, de ce am procedat de această manieră. Înainte de ședință, am avut o întâlnire cu grupul colegilor consilieri PNL și am primit și un dosar din partea primarilor PNL din județ, care ne-au înaintat o serie de date, ce reflectă programele pe care le au în derulare și cam despre ce sume este nevoie pentru a-și echilibra bugetele. Plecând de la premisa că înțelegem că sunt foarte puțini bani pe care Consiliul Județean trebuie să-i drămânească farmaceutic, să spun așa, și înțelegem acest lucru. Însă, în lista cu aceste sume care sunt la dispoziția Consiliului Județean, am observat anumite discrepanțe, să spun așa, și nu o să revin acum la exemple, dar discrepanțele constau în valoarea pe care o primesc anumite primării și ce sume primesc alte primării. Nu dau exemple, nu mai spun din ce
segment, sunteți de stânga sau de dreapta. Nu asta contează. Important e ca această repartiție să se facă strict pentru nevoile UAT-urilor și în special cu un accent pe acele programe pe care le-au în dezvoltare și care trebuie finalizate. Nu ne referim aici la sumele care sunt alocate de către finanțe. Acele reprezintă cu totul altceva. Ne referim strict la sumele pe care Consiliul Județean trebuie să le împartă. Până la următoarea ședință, unde cu siguranță se va repune pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre, noi o să producem niște amendamente și o să explicăm cam ce dorim, practic, la ce primării și dacă se poate să mărim acele sume. O singură rugăminte, o singură propunere de altfel am, ca o întâlnire între dumneavoastră, domnul eu sau domnul vicepreședinte Mergeani și directoarea economică, doamna Nicoleta Anton, să aibă mâine, luni, marți, când ori dat, haideți să le discutăm puțin, că deschiderea este total în sensul ăsta, să vedem dacă putem să trecem ceva. Asta e singura chestie care, mă rog, haideți să o hotărâm ca fiind, să nu plecăm să ne sunăm iar, dacă disponibilitatea domnilor voastre există, să fie ziua de luni. Luni la ora 10, cum vom tabela de față. Dacă se poate ziua de marți, domnule președinte, nu sunt eu la instanță. Sunt cu ceasul, cu ordul. Unde sunt obișnuiți cu marțea? Marțea, aia care nu le place, nu le place, nu le place. Atunci mâine, dacă nu se poate marți. Și mâine. Avem buget zis, dar haideți... V-aș ruga marți, dacă se poate. Marți, dacă nu. Este târziu, Nicoleta. Da. Să purtăm o discuție. Da. Da. Eu am promis de la primarii, nu numai ai mei, să-mi aducă pixul înapoi cu care părțeam. Da, uitați, vă fac și eu o promisiune. Vă aduc agenda. pentru efortul de a fi prezent la ședința noastră de astăzi. Vă spun la revedere, să fiți sănătoși.